Minecraft-ul este un joc superb, este un joc foarte, foarte frumos, dar mai ales când începi să-ți automatizezi din lucruri. Așa că astăzi vreau să-ți arăt top 5 cele mai frumoase și cele mai necesare ferme pe care tu trebuie să le ai pe seria ta de Minecraft Survival. Așa că înainte să începem, nu uita să cocoșezi butonul de like și să dai un subscribe dacă mai dorești episoade de genul ăsta. Așa că să nu mai pălăvrăgim și hai să intrăm în episod. O fermă pe care eu pur și simplu prefer să o construiesc la început de tot ca să fac rost de mâncare și de puțin XP este o fermă super, super ușoară și este printre preferatele mele. Am nevoie de un hopper, de un note block, de o găleată cu apă, de un pressure plate, de iron, de un iron trapdoor, de un fence, orice bloc poți să pui aici și de un chest. Așa că vreau să iau toate itemele astea și hai să vă arăt ce se întâmplă cu această fermă. Poți să pui oriunde vrei tu fence-ul, lângă faci o gaură, după pui note block în capăt, pui orice bloc deasupra, poți să pui absolut orice chestie, pentru că nu vrei să se audă în continuu cum dai click dreapta pe note block-ul ăsta să te rupă pe urechi. După, este foarte important, trapdoor-ul nu trebuie pus pe note block, nu trebuie nici de cum pus acolo jos pentru că se strică toată ferma. Trebuie să-l pui pe blocul de sus, vrei să fie exact așa. Bum, ai pus chestia asta aici și acum trebuie doar să pui hopperul jos. Bine, puteai să pui hopperul mult mai repede, dar e ok și așa. Iar jos de tot poți să pui un chest. Și acum ai nevoie doar de o undiță. Da, ferma asta poate să fie funcționabilă și AFK. Ce vrei să faci este să dai click dreapta și atunci când vezi că pluta pică pe pressure plate, tu trebuie să apeși F3 T și acum iei mâna de pe click dreapta. Când ne luăm mâna de pe click dreapta, gata, ferma asta este AFK. E pur și simplu atât, asta a fost tot. Deci, ai ținut, apăsat click dreapta, ai apăsat F3T să-ți apară ecranul la roșu și după aceea ai scos și ai luat mâna de pe click dreapta și poți să pleci. Dar vă recomand să construiți ferma asta undeva unde este în siguranță, să nu te atace monștri, să nu te atace phantoms, să înțelegeți voi. O faceți într-o casă, înțelegeți, e forță. O fermă de iron. Dar ferma asta este mult mai specială și este pentru extrem de început. Adică, băi, când ai intrat pe un server, bum, ăsta e primul lucru pe care l-ai făcut. Vreau să vă anunț încă de la început că această fermă nu trebuie să o construiți aproape de un village. Ai nevoie de 5 paturi, 5 paturi neapărat, de 3 hoppere. O să pun așa 3 hoppere, de niște chesturi, de glass. O să vedeți imediat și chestiile majoritate pe aici. Bun, deci o să mergem 10 blocuri în sus, de orice, absolut nu contează ce building block folosiți, ce material de construcție. Deci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum, 10 blocuri. Acum deasupra mai punem 1 și facem o... Bine, facem un plus, facem o platformă de 5 pe 5. Iar după, ce trebuie să faci? Trebuie să înconjuri cu orice material pe lângă și să lași un loc liber. Iar după, ce trebuie să faci? Trebuie să fii sigur că patul pe care îl pui aici este cu capul în interior, pentru că dacă tu îl pui așa, villagerul nu are cum să doarmă pentru că o să stea cu capul în blocuri și nu vrei să se întâmple chestia asta. Voi pui un pat așa, unul în dreapta și după aia pui exact așa. Acum mergi cu 3 blocuri de glass în sus, exact așa. Perfect, pui exact și aici. Iar acum o să pui și o să-i faci capac. Pui exact așa. Aici în capăt lași loc liber pentru că aici o să fie zona unde noi o să strângem itemele și o să vină exact așa, un hopper merge în celălalt și un hopper merge direct în chest. Și aici ne trebuie wall, orice fel de wall. Eu prefer să folosesc cobblestone wall pentru că este foarte, foarte ușor de făcut, de 3 blocuri înălțime și funcționează de... Și facem ceva de genul ăsta. Bun, forță. E super. Și acum, cum puneți sign-urile? E super ușor. Puneți unul jos, unul deasupra, unul în stânga și unul în dreapta. Pentru că aici o să punem lava, iar atunci când vine Iron Golem-ul, hopa, nu trebuie să punem acolo. Mamă, hai că s-a pus apă dacă e. Apa trebuie pusă exact pe colț și atunci când o să spawneze Iron Golem-ul, o să vină exact aici. Iar acum puteți să aduceți villagerii, eu o să-i pun direct din ouă, ca să fie mult mai ușor și mult mai așa. 1, 2, 3, 4, 5. Și-au luat deja damage săracii, n-au înțeles nimic. Bun, au luat paturile, am văzut că au făcut particulele alea verzi. Practic, ferma e gata. N-ai nevoie de zombie, n-ai nevoie de absolut nimic, ferma este absolut gata. Ce trebuie să faci este foarte important acum. Nu trebuie neapărat să faci chestia asta așa, doar că trebuie să aștepți o noapte. Trebuie pur și simplu să doarmă o dată noapte toți, adică eu să fac time set night. Bum, așteptăm să doarmă toți, așteptăm să se obișnuiască puțin cu patul, cu una, două, bum, bum, bum. Iar după câteva... Bine, eu acum fac din comenzi chestia asta, dar voi trebuie să așteptați să se facă dimineață. Time set day, bum. Iar acum în orice moment ar trebui practic să se spawneze primul Iron Golem. Pentru că așa funcționează chestiile astea. Așa funcționează în versiunile mai noi. Această fermă funcționează de la 1.16 în sus. Deci 1.16 în sus nu funcționează în 1.15, 1.14, 1.13, înțelegeți voi? Așa funcționează fermele astea. Și, după cum am zis, primul durează puțin mai greu. Am făcut într-un baiam în care nu trebuia să fac și am înghețat apa, dar vedeți. De aici se învață chestiile. A apărut primul golem după câtva timp și din păcate înghețase apa. N-am văzut asta. Dar știm, nu construiți în biom unde îngheață apa. Așa că a durat, cred că un minut sau două până a apărut primul golem. Pentru că primul este cel mai greu. Bum, după o să apară mult, mult, mult mai repejor. Iar cu ferma asta ar trebui să faceți undeva la 30-40 de iron la 10 minute, așa că forță. Următoarea fermă este Nether și este super, super simplă, dar este destul de riscantă. Pentru început trebuie să găsiți orice biom în afară de basalt. Bă, absolut orice biom în afară de basalt. Puteți să mergeți, spre exemplu, în Nether Wastes, pentru că aici se spawnează foarte, 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 foarte mulți pigmeni. Asta ne interesează pe noi, zombified pigmen. Deci astea sunt materialele de care avem nevoie. E mai simplu ca niciodată. Niște materiale de construit, orice material de construit, orice slab, un ladder, un arc, niște săgeți, un chest. Chestul am luat așa, n-aveți nevoie neapărat de chest, dar să vă stocați ceva iteme, niște trapdoor-uri, trapdoor-urile sunt foarte importante și o torță în caz că vrei să iluminezi pe aici. În primul rând avem nevoie de o groapă de 5 pe 4, ceva de genul ăsta și în jos să zicem că de 4. Acum iei slab-urile și pur și simplu 1, 2, 3, 4, 5, ca să vedeți că groapa este de 5 pe 4, pui slab-uri jos de tot pentru că nu vrei să se spawneze niciun mob aici, că dacă s-a spawnat, atât a fost. Bun, după aia mai urci aici încă un nivel în mijloc. Practic, ăsta este locul unde noi vom sta. Exact așa o să facem. O să punem pe laterale. Bum, deja a venit un mic șobolan. Și acum ce se întâmplă? Punem deasupra building blocuri și pe fiecare parte o să punem trapdoor-uri pe care le deschidem. Și noi în partea asta ne putem face o mică scară, ceva de genul ăsta, un ladder, atât. Bun, asta a fost tot și un fel de intrare înăuntru. Intrare aici înăuntru, pe care putem să o mai lărgim cu două ca să nu le luăm hituri, pentru că dacă ăștia au sabie, te-au cocoșat puțin, ți-au dat puțin damage. Asta a fost tot. Bum, efectiv asta a fost absolut toată ferma. Acum ce trebuie să faci este, primul rând mă dau pe survival. Hai da! Și acum i-am atras pe toți și o să stăm așa aici cu shift-ul deasupra și eu o să pice toți înăuntru. O să ducă absolut toți înăuntru. Stai să luăm și pe ăla că nu cred că ne vede. Aici nu prea poți să stai AFK pentru că se pot spawna ghesturi. Dar este o metodă foarte bună de început pentru destul de multicel XP. Bum! Level 12, absolut așa! Fără să faci, bă, am folosit niște trapdoor-uri, niște materiale de construit, aici poți să pui dirt, dar bine, ai nevoie de niște cobblestone pentru slab-uri. Și uitați-vă și voi cât e de ușoară chestia asta. Deci e absolut insane de ușoară. Poți să folosești 3-4 săgeți la început doar ca să ia agro pe tine, pentru că ei de fiecare dată când te vor vedea, când o să intre în raza ta și o să vadă, mamă, ăsta care arată așa a tras în frățiorul meu, și o să vină tot timpul la tine. Și o să te pui sus de tot pe blocul respectiv. Opa, stai că intră ăștia la mine și mă omoară. La asta trebuie să ai grijă. Da, cam asta este o fermă de început foarte ușoară pentru câtva gold, pentru destul de multice XP, care este super ușor de făcut și foarte bună la început. Aceasta este una din cele mai simple și poate cea mai bună fermă de început pentru mâncare. Uitați-vă de câte resurse avem nevoie ca să construim ferma asta și să nu ne mai stresăm niciodată după. Pattern-ul este insane de simplu. Bum, 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 bum. Asta a fost tot. Jos de tot îți recomand să pui la început de tot hopper-ul, să nu uiți. Poți să pui apa de acum. Și eu o să folosesc și glass, pentru că pot să deschid chest-ul prin glass, ca să pot să accesez super ușor. Iar acum o să mai mergem un bloc deasupra, punem fence-ul și e cam gata. Și fiți atenți, deci numărăm ca să fie totul bine, să înțelegi ce se întâmplă. Deci avem, am zis, 24 de entități, a 25-a deja moare. La început o să fie puțin mai greu până faci 24 de vaci, dar după o să fie super ușor și când ai venit aici cu niște uit, e forță. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și acum vine 24. Și acum când vine 25, bum, a început practic. Una moare de fiecare dată. Și acum orice vine în surplus, practic o să moară. Deci tot ce pun eu acum în plus o să moară, așa că să zicem iau niște uit. Tot ce apare acum în plus este practic omorât. Și dacă noi ne uităm aici, bum, 34 de raw beef, doar așa, la un foc. Pur și simplu a fost super ușor și e foarte eficientă ferma asta, mai ales la început, pentru multă mâncare. Următoarea fermă este una foarte eficientă. Este, cred că, cea mai eficientă metodă să faci lemn la început. Așa că aveți nevoie de o groapă de 15 pe 9, de 9 hopăre, 4 chesturi, 9 fence gate-uri, 9 gheață, dirt și apă. Și la început de tot o să punem apa aici în capăt. Perfect. Super. Acum o să punem gheață pe partea asta. Punem fence gate-uri deasupra. Le deschidem pe toate. Și după continuăm să mai punem o tură de apă. Bun. Aici o să punem, o să mai facem o groapă. Și la sfârșit de tot o să facem o groapă ceva de genul ăsta, unde oricum nu o să mai avem apă aici. Deci o să punem, bum, venim, punem 2 hopere în interior și după toate să fie conectate și să ne asigurăm că o să ne ducă în chest. Acum poți să intri super ușor în chestul ăsta. Și care este chestia? Acum poți să mergi una deasupra, poți să vii deasupra fence gate-urilor să faci un fel de mică platformă și trebuie să fie de 4 lățime, de 4, de 6, de cât vreți voi. Eu prefer să o fac de 4 și cât de lungă vreți, dar trebuie să fie număr par. De ce număr par? O să vedeți absolut imediat. Bun, acum ne trebuie doar sapling-urile, iar eu vă recomand ca această fermă să o faceți doar cu sapling-uri de prus. De ce cu sapling-uri de prus? Pentru că dacă le punem în grupare de câte 4, bum, s-a făcut dita mai copacul. După, prima oară trebuie să le crești pe rând. Asta e prima chestie, trebuie să le crești pe rând. Pentru că dacă tu le pui așa, spre exemplu, și încerci să le crești, nu o să funcționeze niciodată. Niciodată nu o să funcționeze. Așa că trebuie să le crești pe rând. Și vă recomand să faceți niște schele, niște scaffolding, să ajungeți sus de tot foarte ușor, ca să poți să sari direct aici. Îți iei un topor și îi dai bice. Și ideea este următoarea: toate chestiile care pică în apă, o să se ducă în chesturi, în special ne interesează seplinguri, mere, ce mai pică, lemne poate nu iei toate lemnele, așa că pur și simplu e mult mai ușor să vii să îți faci tu aici. Uite-te și tu cât lemn, uite-te și tu cât lemn. Păi dacă ai făcut vreo 4-5 bucăți din astea, spre exemplu să stai aici jumătate de oră, să stai să spargi în continuu lemne. Păi nu o să-ți mai trească lemne absolut niciodată pe toată seria, îți garantez. Oameni buni, cam acesta a fost episodul în care eu v-am arătat top 5 cele mai folositoare și cele mai ușoare ferme pentru început. Așa că, să fim sinceri, sunt super ușoare, foarte eficiente și ce e cel mai important, nu necesită redstone, mai ales la început. Așa că, oameni buni, dacă v-a plăcut genul ăsta de episod, nu uitați să cocoșați butonul de like și butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!